Eu aici Fabianski pronunț tot cel mai bun pe care nu l-ai avut până acum. Mi se pare fascinant și interesant și de criticat faptul că unii oameni încă pun votul la campanii de genul ăsta Black Lives Matter, când de fapt hashtag-ul ar trebui să fie All Lives Matter, pentru că atunci când un polițist, indiferent de culoarea lui și culoarea victimei, comite un asemenea gest, orice viață contează. Nu contează faptul că ești alb sau că ești negru sau că ești galben sau că ești verde. Mi se pare absurd faptul că doar atunci când se întâmplă asemenea lucruri astea de etnicitate, oamenii încep să protesteze, că de fapt în cartierele americane negri se omoară ei între ei, adică oamenii de culoare se omoară ei între ei în fiecare zi, fără motive sau motive foarte stupide. Și niciun protestatar din ăsta nu-l vezi atât de aprins, atât de dedicat cauzei. Așa că m-am gândit să vă spun doar două experiențe în care All Lives Matter, în care viața mea conta și în care era eu să mor din cauza unor negri care atacau un alb. Când eram în Jamaica, Queens, un om de culoare, se spun așa, agresiv, mi-a pus degetul în mijloc, din mijlocul palmei în față, m-a întrebat ce face albule pe aici, te-ai pierdut? Deci caz clar de rasism. Când am fost în New Jersey, amicul meu Nelson mi-a spus să nu trec pe partea cealaltă străzii, că acolo erau niște grupuri, unul dintre a trecut strada unul dintre acei, din acei grup, unul din acei oameni de culoare, să zic, în acel grup, a trecut strada, a venit spre mine. Noroc că prietenul meu Nelson, care și era tot de culoare, a trecut în același timp. A luat colțul și ne-am întâlnit. E cât se poate de fascinantă toată treaba asta, inclusiv acum când văd artiste din țara noastră, cum ar fi Ina, sau artiste și personaje cunoscute, să zic, din lumea showbiz-ului, folosind hashtag-ul ăsta, Black Lives Matter, când ar trebui să fie White Lives Matter, Green Lives Matter, Yellow Green Matter, All Lives Matter, Fuck Colors. Dacă ar fi până acolo, negri se omoară ei între ei, asta e cultura. Și cel mai important lucru în situația asta care îi e că ăștia doi oameni care s-au omorât, polițistul și cu ăsta, chiar au fost colegi la același club, au fost paznici la același club. Adică poate ei nu te-ai gândit niciodată înainte să folosi hashtag-ul ăsta, poate ei doi au avut niște situații nerezolvate înainte să se întâlnească pe stradă. N-ai să fie atât de înverșunat pentru cauza ta. Nu mă refer neapărat la tine, dar așa oamenii ăștia care se folosesc de chestii superficiale ca să pară că sunt foarte profunzi și că sunt foarte deep. Adică mi se pare o aroganță și o ignoranță și un cretinism în care e un lucru de deasupra față, nici nu-l studiezi și îl folosești ca și cum ar să pară că tu ești foarte serios asupra vieții, asupra unor detalii și tu înțelegi mult mai bine decât înțeleg alții. Viața mea contează și viața ta contează și viața tuturor contează. Nu contează atât de mult culoarea asta cu ce ești îmbrăcat. Dacă eu am fost discriminat și tratat cu rasism de către oameni de culoare, să nu le spunem negri sau ciori, cum li se mai zice în folclor, ce te aștepta? Ce te aștepta să zic? Să fac acum o campanie White Lives Matter? Poate ar trebui să... Poate ar trebui să începem cu educația, poate ar trebui să începem cu trezirea conștiinței, cu spiritul civic, poate ar trebui să fim mai de bun simț. Dar acum despre cine, deja am deviat de la subiect, deja cer lucruri care țin de idealism, de utopie. Am uitat că trăim în planeta asta, trăim în dimensiunea asta, planetei în care tot ce zboară se mănâncă. Fuck you, bitch, fuck your color, fuck your feathers, umbli cu cioara vopsită. All lives matter. Peace. Fabianski, primul tot ce am bun pe care nu-l până acum.